нифига, ибо я тут смешно. Salutare, prieteni pescari, și bun venit pe canalul meu de YouTube. Iată, și s-a finisat perioada de prohibiție. Am venit iarăși la Nistru să pescuim. Azi o zi frumoasă cu soare. E liniște, sper să fie și peștele activ. Parcursul partidei azi vă arăt la ce să pescuiesc, ce nada să folosesc, la ce monturi și așa mai departe. Haideți, dăm repede să începem. Nu uitați, spuneți un like, scrieți un comentariu. Am plecat. Acum, băieți, e ora 6. Iată aici se lansează un feeder. Și în partea asta, două lansete, să le punem la crap. Din start, băieți, haideți, pregătim nada pentru feeder. Так, де база ломай, боец, с фи имею ферт. Акупа спуни муляк. Așa, uleac, mă lăsăm pe urmă, dar ce să ne faci? Так, aici adăugăm niște nadă procurată. Gusturi din prună și gusturi din pește. Так, мы департе. Это порумб. Și nada pregătită. De să lansăm lansetele la crap și ne apucăm de feeder. Tax. Eu deja le-am pregătit de cusară. A rămas le lansăm. Aici avem un plumb inline, 125 de grame. Pun așa o montură, slip de rig cu un porumb de silicon. Iată așa ceva. E bine și frumos, țânțari cam sunt, dar m-am dat cu spray și sper să mai, nu știu. Tax, iată așa arată montura noastră. Și o pregătim și pe a doua deodată. Так.
Deci avem un prunc de 110 grame. Este și a doua. Băieți, aici am niște lichid făcut de mine special pentru a umecta sticurile în el. Dacă să fie bun, o să vă dau mai multe detalii după câteva partide. O să-l testez și o să vedem cum se comportă. Так, сейчас обрекаем гитару. Осланцем субмалчал лаунд. Это что? Așa. Tac, tac, ești la mă. Asta. Ha, prima lanțeta. Soarele ăsta bate în față cu mai repede. Să ridici mai sus. Tot normal. Hai, într-un ceas bun. Și a doua. Le dau într-un ceas bun. Pleacă și-a doua lansetă. Oricum. Este. Îți deschid puțin frână. Așa. Este. Și băieți, le-am lansat. Haideți să ne ocupăm de feeder. Peste vreo jumătate de oră o să le mai verificăm și iarăși lansăm. Asta pot să lăs aici. Pregătim deodată și minciogul.
Iată așa. Repede vă pregătim montura. Cum vă este. Deja ne-am pregătit din timp un furfac. Facem repejor. M-ați rugat să vă arăt nodurile. Băieța să realizeze un video aparte și să vă arăt cum pregătesc toate nodurile. Nodurile de bază pentru pescuit. Так, și avem noi și o bucată de fidergam. Vreo 15 cm și un furfac 40-50 cm. Acum își punem nada și agățăm niște larve de muscă pe cârlig și am plecat. Mulinetă armadel, mulinetă așa bunișoară și un crocodil 2,40 m. O să-l folosim la feder. Ca un nașul de mai aproape. Eu presăm așa mai bine ușor. Nu-mi place pachetele astea care le fac, e așa greu să le deschiz. Dacă o să luăm vreo 3. Mi-am clipsat de data trecută. Lăsăm așa să vedem și... așa. O să-l duc un clopoțel. Un carasic și mă duc să hrănesc. Ia. Epa. Iidem la bază. O, ușor. Opa. Și prieteni, deschiderea sezonului este. Hai scoatem juvelnicul. El la mine cam e chinuit deja. Sper să mai țină o leacă. Așa nu este. Dacă nu, o să trebuiască să procurăm altul.
mai punem vreo două larve. Am urmat când se face acolo în padinadă și trăsăturile vor fi mai des. Permanent mă strădui până în clips să lansez. Este primul pește, băieți. Are pe jos Adolea și mergem să lansăm vreo câteva spomburi de porumb. Este. Mai este pește, nu văd că nu-mi carasă. O batcă de asta. O să meargă la mâță. Frumos și bine, băieți, nu avem răbdare, băieți, mai repede să vie în ziua dată, să pescuim pe râu. Liniște, azi e o zi frumoasă, peștele încă nu prea vrea tare stragă, da? Ia că... Este. Vine cam greu ușor, hai că așa. Opa! Stai, 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 uf! Niște caraz, băieți, la tigaie, uf! Este. Hai, să nădim acolo oleac. Băieți, și avem porumb fiert și grâu. Acum o să facem câteva lansări.
A doua. De, mai pun una și atât ajunge. Să iure asta. Da, s-a hrănit. Dacă ceva mai târziu o să mai hrănim. Da, să le mai scoatem, să le verificăm și le mai lansăm o dată. Această lansetă a fost un pic mai devreme. Să-i curățăm. Da, spuneți prima, am injectat-o. Hai să facem. Pare că sunt și deja pe mal. Ia duc șoș acolo. Mă ne lansez. La fel, un mic până lipit. Избухом. Scoatem. Încă așa, așa. Avem iar un caras. Hop. Frumos e caras, așa, băieți. Atigaie, băietul, smerge.
Este, mai este un caras. Deci folosesc un cârlic numărul 10. Mai ține de lăsine. Punem 3. Iată așa. Și hai. Mai lansăm o dată. Sec. La grămadă. Sec. Ia, ia, ia. Da. Da, ia uite. Alături de mine șmoșul meu scoate ceva. Este? Nu? Opa! Idi na bază! E și eu îndoai lanseta. Carasic! Și mi-ești tu lenghețat bine. Не ра... Пофтит нечто. Карас проспад. Уник крылья грел там. Так. Да я солдат садишь. Снова метр пьяска. Ну și băieți, acum e ora 9 deja. Carasul este activ. Crap până când și nu vrea să ne bucure. Încă nu s-a activat. Sper la partidele următoare să avem și capturi. Dar partida de azi în continuu, poate până mai încolo mai avem șansă, poate să anină vreunul. E frumos și bine, ne relaxăm astfel. Hai să mai lansăm o dată, punem tu sticuri.
într-un ceas bun. Te-ai dus. Iată s-a vinățat. Mi-a lăsat urăjaiul. Hai încă o dată. Da. Poți să încerci, da. Așa e de margine. Ia un fluturi s-a pus pe crosovcă. Scot și un caras. Opa. Carasic. S-au dus, mă tâncă, s-au ieșit. Ce falcic. Ce falcic. Nu mai pun nada de fiecare dată. Am lansat ghinișoara acolo nada. Trăsătorile zdes. Dingă, 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 dingă. Ora 11, dar deja ne somn. Ne-am sculat prea devreme. Un somn? Ia îndepă. Uite asta, cum se cheamă? Somn mititel. Somn mititel. Îndemă, așa să aducă și așa să-i scoțâne.
de o șchioapă. M-am scos. Ies înapoi. Bambolea. Bambolea. Care de obiștire? Minunat! Dar eu așa deja parcă da, mă s-a relaxat. Trebuie de mâncat. O put cu energie. Să vedem și... Iar un somn. Ei, mă uit și așa. Ei, tare mare. S-a agățat băiețul în somn. Gine că te-ai agățat de mare, n-așa. Să nu mă chinui să-ți scot. Așa, un somn ușor. Și dăm deja a doua. Dar eu credem că vreau un crab, băieț. A, de pățacu. A, băieț, s-a agățat un crab. Știam, uite-te. Uite-te el. Hai, du-te după bunelu sau bunica. Nu știu, băieț. Cam ne zacruglim noi, partida de azi. Mai scoatem 1, 2 și cred că... Hop! Carășei. Nivelul apei în răunii s-a ridicat. Cred că o să ne rotunjim cu această partidă. Cam slabe șanse azi noi să luăm vreo captură mai mare. Am nădit, dar văd că nici un semn de viață. Caras este. Acum să-ți vă arăt. Și am prins un jumătate de zi. Hai, mai scoatem ultimul caras. Și... Pescuitul de-abia începe. Ca prima zi de pescuit. E ok. Tot e înainte. Băieți, astăzi la crap din jumătate în jumătate de oră verificam permanent. Punem sticuri noi și lansam iarăși. Am scos doar un caras. Și atât. Hai, trage odată. Binișor. Este.
mulțumesc. Carasamba. Ia să vedem ce avem aici. Este de tigaie și o să rămâne. Mi-a rămas unul. Și băieți, cam așa rezultatul de azi. Carașei, dacă și șlămâți, așa, de o palmă, este. Vă mulțumesc încă o dată că v-ați uitat până la urmă, băieți. Asta a fost prima partidă, după prohibiție, pereunistru. Uitați, spuneți un like pentru străduința mea, scrieți un comentariu. Eu am plecat să mănânc niște pește prăjit, vă urez fire intensă, sezonul de abia început, totul înainte, sper data viitoare să ne bucurăm cu niște ciortănii frumoși. Fire intensă la toți, ne mai vedem. Băieți, primul ciortănia, după prostituție. Ну, сейчас, ну, сейчас, как прямо.